Ce ținută, ce atitudine! Bună, mămico! Salut, salut, salut! Doi băieți! Da! Vrei și o fetiță? Am auzit că tu ai o fetiță. Da, mulțumesc mult de tot, poți să-ți dau și rețeta. Te rog, poți să sari peste masă? Nu, da, dar nu azi. Poate dacă repetăm un pic înainte. Păi, nu e. Băieții tăi 5 ani au, nu? Wow, ce miște ești la tine. Da, da, n-ai mai fost de ceva timp de când. E așa mult spațiu. Da, e mult spațiu, oameni puțini. Toți cu măști, asta e. Ai doi băieți, cum ziceam ceva mai devreme. Unul face aproape 5 ani. Face aproape 5 și celălalt are 3. Amza face 2. Amza face 3. 3 și Pavel aproape 5. Și Pavel aproape 5. Și vrei să faci o fetiță? Da, da, m-am auzit că tu știi cum. Și îți dorești mult de tot să faci o fetiță? Nu, 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 nu. De ce nu? Păi îți dorești, nu dorești? Da, dar nu aș mai vrea încă un copil. Tu mai vrei un copil? Nu știu cum să zic, îmi place cu ei acolo. Și mie îmi place, da, da. Dar parcă ai vrea să iei direct de 3-4 ani, adică, nu? Da. Nu? Îmi place partea cu făcutul, după aia e mai complicat. Aha. Ca acum în pandemie, că am tot avut foarte mult timp. Deci partea cu făcutul îți place, iar în pandemie... Oh! N-am mai fost de mult la televizor, nu mai știu care sunt regulile. Nu, e la liber totul, e la liber totul. Da, ce faci? Uite, noi aici cu emisiunea, spune cine faci tu, că tu n-ai mai venit de mult. Eu n-am mai fost, da, păi știi cum că nu prea îmi place să vin așa să mă... și niciodată nu știu ce de exact trebuie să povestesc. Da. Păi spune-ne tu. Da, spuneți. Bună ziua, sunt Aylin Cadîr și vreau să vă informez. M-am întâlnit aici cu oameni pe care îi știu de... 1000 de ani, salut, de cel puțin 18 ani, de 18 ani, sunt oameni care mă știu de când practic exist. Ia uite-l pe Plantă. El a fost, Plantă mă știe de el când aveai 18 ani, 15 ani, nu? 16 ani aveam. 16 ani, bravo Plantă. Da. Noi știam că ești un dinozaur al televiziei. Aylin, spune-ne, ai repetat o piesă de teatru înainte de pandemie, nu? Da, sau și în timpul pandemiei? Am început repetiții la 2 spectacole înainte să înceapă haosul. Ba chiar pe 11 martie am avut vizionare și pe 12 n-am mai ieșit din casă și atunci a trebuit să reevaluăm, să regândim ce avem și cum avem și ce putem să facem și ne-am mutat pe Zoom. Și am repetat 3 luni, am făcut lecturi pe Zoom și acum când am Zoom e o aplicație. Nu, știm toată lumea, am auzit. Nu, nu-l băgați seama pe Plantă, el e pe high five, încă n-a trecut. Și acum când... se mai relaxaseră lucrurile, acum nu știu ce și cum va fi, dar am putut să ne vedem fizic și să repetăm efectiv, să ne vedem față în față și a fost fantastic. Cum a fost în perioada asta să stai cu soțul zi de zi? Bă, avem noroc că ne place unul de altul și că ne place și de copiii noștri și a fost fain, ne-am distrat. El a putut să muncească de acasă, copiii s-au bucurat de toată atenția noastră. Dar cu 3 ani nu te-ai certat deloc în perioada asta, așa, un pic mai... Nu prea, nu, nu. Când ne certăm e fain. E fain după. Intens. Deci ai avut o pandemie nebună în perioada asta. Da, a fost tare. Da, nu, că a fost... N-am simțit că a trecut timpul, că au fost lucruri de făcut. Cu copiii, oricum te iei cu programul lor, că sunt multe de făcut cu ei. Dar la început de tot, am primit o ofertă de la editura Litera să înregistrez audiobook-uri. Și am povestit, am stat și am înregistrat, am învățat să folosesc GarageBand și să-mi corectez singură și să înregistrez, să mă opresc și să... Și trebuia să ai tot felul de intonații? Bineînțeles, și filmam, înregistram după ce culcam copiii. Pe la 10:30, 11 adorm noaptea și eu mă puneam la microfon și mă apucam să trag povești și am tras multe. Alibabă, Heidi, o colecție, volumul, stai că zic, Zoe la Zoo, ceva. Care voce ți-a fost cel mai greu de făcut? Nu, pentru că nu făceam voci decât dacă cerea foarte tare, dar intram și în continuare, că mai am de tras, intru în vibe-ul poveștii, așa. De exemplu, acum înregistrez Nelly Rap și Vârcolacii sau și nu știu ce. Și așa pe mister și e la persoana întâi totul și e foarte interesant. Îmi place, îmi place. Uite, o activitate nouă descoperită în această perioadă. Da, da, și am învățat și chestii tehnice să folosesc. Adică? Aplicația asta, GarageBand, nu știam. Am înțeles, și Zoom-ul și toate astea. Da, că am devenit și practic sunetistul care... Nu, că ești foarte bine, eu zic, pe cuvântul meu de onoare. Așa zic și eu. Bun, deci oamenii trebuie să știe în felul următor, că dacă o caută pe Aylin Cadîr, pot să o găsească pe Facebook, pe Instagram și pot să o găsească și în aceste audiobook-uri, dar și la teatru. Când? La teatru când... Avem spectacole, din fericire Teatrul Național are norocul să aibă un spațiu sus pe teatru, la amfiteatru, da, unde știi că am fost anul trecut și povesteam că avusesem un concert și s-au reluat câteva spectacole sus, se joacă cu public redus, spațiul acolo în cam 300 de spectatori, dar nu jucăm la 60. E foarte ciudat. Și s-au reluat câteva spectacole. Eu am săptămâna viitoare. Aleg Roman în Tropo pe 16. Vino. Să te aplaudăm. Vă aștept! Ai aceleași grubițe frumoase. Păi ce ca atunci când tai în trupa Pops. Da. Ce au trecut timpurile și vremurile. Ai mai păstrat legătura cu colegele tale? Da. Da? Da, cum să nu? Cine am vorbit chiar cu Diana, Minolan și Tina. Da, exact. Da. Erați fetele de la Pops. Doamne, eram așa de mici. Și nici n-aveați copii și nici iubiți. Și v-ați măritat toate, ați făcut copii și ați îmbătrânit. Mulțumesc, Cătălin, tot timpul o plăcere să vină. Vorbea bunicul formației Pops. Dar tu, mai ții minte că mergeam la tine la tonomatul de pe 2 și erai atât de acid și sarcastic și rău. Ce vremuri! Ce vremuri! Era clasa 4-a când aveam eu tonomatul de pe 2, la plaja lui Măruță, săracul venea și cerea bilete, el credea că e cu bilete acolo la plaja lui Măruță, la vremuri. Aylin, să știi că ne-am bucurat tare că ai venit, ești la fel de fermecătoare, frumoasă. Mulțumesc. Și pe cuvântul meu, dacă te vede cineva pe stradă, aș putea să jur că ar alege că ai 18 ani. Mulțumesc, mulțumesc. Am. Da, chiar pe bune, chiar arăți foarte bine. Traian. Vezi că vrea o fetiță, Traian. No, no. Și totul e datorită soțului tău, el te ține așa și de asta arăți așa minunat. Da, e normal. Totul e datorită bărbaților pe lumea asta.